Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție de Sport Club. Zi cu bune pentru sportul buzoian, după victoria in extremis, aș zice, surprinzătoare în orice caz pentru mulți dintre iubitorii handbalului. Am reușit să aducem în studio unul dintre protagoniștii acestei acestei întâmplări. Îi putem spune și un pocinoc pe care l-au făcut lupii Buzăului și ne referim evident la victoria cu Minaur Baia Mare. Domnul Georgian Băducu, președinte HC Buzău, este în studio la noi. Bine ați revenit. De data aceasta cu bune, după ce 2020 s-a terminat așa, într-o notă mai puțin fericită. Bună seara, în primul rând, dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Îmi pare bine că am revenit la dumneavoastră și că am revenit și în condiții, să zic, mai bune, să spunem, cu un pic de zâmbet pe buze. Într-adevăr, finalul de campionat nu ne-a avantajat. Am avut, zic eu, doi pași greșiți făcuți, sau un pas și jumătate, egalul cu Botoșan și insuccesul cu Reșița. Dar e foarte adevărat că sunt multe circunstanțe atenuante, în sensul în care echipa a fost lovită de acest virus care nu iartă pe nimeni, văd, și am avut multe indisponibilități legate de COVID, în primul rând, și legate de accidentări în cel de-al doilea rând. Și zic eu că ar fi ceva circunstanțe atenuante pentru cele două rezultate din toamnă. Dar ne-am reunit, am strâns rândurile, am făcut o pregătire foarte, foarte bună. Antrenorul Pero Milošević a pregătit extraordinar de bine. Băieții au muncit pe brânci în această perioadă și, mulțumim lui Dumnezeu, am început returul cu un succes, cu un rezultat pe care, sincer, nu că l-am așteptat, îl așteptam. Le-am și spus băieților înainte de plecare că sunt extrem de mulțumit de cele două meciuri de verificare pe care le-am făcut înainte, și cu Focșaniu și cu CSM București, și le-am spus că dacă vor merge pe linia asta, avem o șansă foarte mare cu Baia Mare, suntem la nivelul lor și dacă vor face pe teren ce au făcut în cele două meciuri de pregătire, vom fi acolo. Sigur că era un meci pe care îl și puteam pierde cu Minaur, dar zic eu că ne-am concentrat un pic mai bine pe faza de finalizare decât ei pe finalul jocului. Am reușit să facem o apărare mai bună decât ei și asta s-a cunoscut pe tabela de marcaj, faptul că am revenit de la 5 goluri în minutul 45, cred că era undeva la 4-5 goluri pentru Baia Mare. Zic eu că finalul de joc ne-a aparținut și a fost clar în favoarea noastră. Ce s-a întâmplat în vestiarul echipei la pauză? Ei conduceau. Presupun că, evident, trebuie să fii inspirat. Orice antrenor acum, mai ales în 2021, are toate mijloacele care îl ajută să se pună la punct. Eu știu, cu strategii de joc, cu tactici. Trebuie să fii și un bun psiholog așa și mai mult să remontezi niște băieți care sunt conduși și care știu că se duelează cu o echipă foarte bună a campionatului. Jocul în prima repriză nu a fost rău. Diferența s-a făcut pe niște ratări ale noastre 1-1. Adică noi am păcătuit undeva de la mijlocul reprizei a doua până spre final. Am păcătuit și am ratat niște situații clare de a înscrie și acest lucru a făcut ca echipa din Baia Mare să revină de la un gol două, pentru că noi am condus pe începutul meciului tot timpul. Cu 2-0 la un moment dat, cu 4-2. Exact, și a făcut ca ei să revină și să treacă la cârma jocului, au condus jocul și am intrat la pauză cu o diferență de două goluri și probabil că, dar repet, jocul în sine nu a fost rău, adică ne-am creat faze clare de a marca. Faptul că a avut în prima intervenție Ionuț Ciobanu de la Baia Mare, a avut niște intervenții extraordinare, a făcut ca ei să intre la pauză în avantaj. Am revenit în joc, pe urmă iar am avut o perioadă de cădere când ei s-au dus la 5 goluri, dar
faptul că am revenit spune că echipa are caracter, pentru că, zic eu, de la 5 goluri și nu e prima dată când revenim în acest campionat. Munca antrenorului și munca noastră a început să se vadă. Zic eu că am format o echipă de caractere puternice și zic eu că vor mai fi meciuri tare. Adică nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece, dar cred că în condițiile în care avem tot lotul valid, așa cum l-am avut acum pe început de retur, ne putem lua la trântă cu aproape toată lumea. Asta vreau să zic, să nu fiu înțeles greșit, partida a fost cu atât mai savuroasă pentru noi cei care am urmărit meciul live pe internet, cu cât ați revenit după ce ați fost conduși. Se știe, în general, este foarte greu să revii, mai ales când te lovești, așa, când ai o piatră de moară și anume moralul scăzut legat de picior. Sigur că da. Eu sunt curios și ce s-a întâmplat în sânul echipei în pauza asta, pentru că ați menționat cele două rezultate nefericite. Bănuiesc că aici munca antrenorilor și a staffului nu s-a axat numai pe antrenamentele obișnuite. Eu știu, au fost ședințe. E greu să refaci moralul unei echipe care a pierdut, a făcut un egal și a pierdut în ultimele două meciuri ale anului. Sigur că da, s-a lucrat mult și la treaba asta. Exact asta spuneam, că înainte de plecare eu am avut o ședință cu ei în care asta le-am spus, le-am întărit faptul că noi credem în ei, credem în valoarea lor, că s-a muncit mult în această perioadă grea de ianuarie, de pauză competițională și avem toată încrederea și ei au tot sprijinul nostru ca să putem să demonstrăm pe teren treaba asta. Dar sigur că trebuie să o demonstrăm pe teren. Oricum, și din cauza COVID-ului și din cauza rezultatele, să zicem, au fost surprinzătoare de multe ori, e un campionat cât se poate de special. Nu știu dacă specialul ăsta e de bine sau de rău. Din cauza turneurilor care s-au făcut, eu știu, unele pe genunchi, din cauza faptului că unele echipe s-au îmbolnăvit chiar din cauza turneilor, o să fie un an pe care o să-l ține minte multă vreme. Cu siguranță. O să fie un an pe care o să-l ține minte. Zic eu că dacă am fi jucat la Buzău, am fi avut sala plină, pentru că la Buzău, în momentul în care sunt și rezultate, lumea vine la sală, iar publicul buzoian este unul extraordinar, în momente cheie își susține echipa, știe să pună presiune pe adversar și zic eu că ar fi fost un avantaj pentru noi dacă am fi jucat tur-retur. Dar am încercat să ne adaptăm, a fost un campionat atipic pentru, nu numai pentru noi, ci pentru toată lumea, toate meciurile desfășurându-se pe teren neutru, stil turneu. Zic eu că cei care reușesc să se adapteze cel mai bine la această stare atipică și la noutatea desfășurării acestui campionat vor avea sorți de izbândă. Cum e să joci la un turneu în cadrul căruia trebuie să te și concentrezi pe meciuri și trebuie să te ferești și în același timp de nenorocirea asta numită COVID-19? Este foarte dificil. Noi încercăm cât se poate de mult să respectăm tot ceea ce se impune a fi respectat. Din păcate, nu toată lumea a făcut același lucru pe la turnee, fapt pentru care au și fost cazuri de îmbolnăviri de la turnee, luat COVID-ul, dar pe teren, dacă nu toată lumea respectă, în momentul în care sunt contactele fizice care sunt, este greu să nu iei de la cineva dacă persoana respectivă are. Evident, asta s-a întâmplat din nefericire și la Buzău. În toamnă, cum spunea și dumneavoastră, cum știm de altfel că am tot ținut legătura, aproape nimeni din lor n-a scăpat nelovit de COVID. Da, mai sunt vreo 5 băieți care încă n-au avut. Să sperăm că nici nu vor face prea curând. În rest, din 23, nu știu, vreo 17 sau 18 am avut. Am văzut declarațiile celor de la Minaur după meci și erau așa, au fost niște declarații că se poate de fair play.
Adică oamenii ne-au recunoscut până la urmă că Buzău a fost echipa mai bună. Ceea ce se întâmplă la fotbal, de obicei mai dai vina pe un arbitru, pe o lipsă de concentrare. Nu, ei au avut meciul mână. Ei au avut meciul mână, n-au gestionat bine finalul de joc. Apărarea noastră a mers mai bine, am recuperat niște mingi, am dat relativ repede pe contraatac niște goluri ușoare, ceea ce ne-a ajutat să revenim în joc. Și de regulă așa se întâmplă, echipa care revine prinde aripi, iar echipa care pierde teren are plumb în ghete. Presupun că a citit și Burtiera, toată lumea speră la Buzău, atât noi jurnaliștii cât și publicul iubitor de handbal, că nu vom mai fi nevoie să trecem prin furcile caudine ale play-out-ului. Putem să ne gândim, mai ales în contextul în care suntem acolo, în purgatoriu, între rai și iad, fix la mijlocul clasamentului este acum Buzăul, putem să sperăm că anul ăsta vom trăi emoțiile play-off-ului? Din punctul nostru de vedere, vom face tot ceea ce depinde de noi ca să ajungem acolo. N-a fost de la începutul anului, să spun, obiectivul nostru asumat, dar cu siguranță dacă vom avea cea mai mică șansă să mergem în play-out și să scurtăm un pic, noi ne propusesem pentru anul următor, sigur, ca și obiectiv accederea în play-out, dar dacă vom reuși de anul acesta, cu siguranță dacă vom avea cea mai mică șansă, o vom fructifica și vom face absolut tot ceea ce este necesar ca să ajungem acolo. Da, făceam așa, împreună cu ai mei colegi, făceam o statistică, putem spune că și anul ăsta Buzăul ar putea fi catalogată ca echipa surprizelor, nu știu, după un egal cu Steaua. Țin minte și acum, cred că am egalat în ultimul minut. Da, în ultimele secunde. Niște meciuri scăpate, niște victorii scăpate printre degete, tot la turneele din toamnă. Iată, a venit egalul cu Magnum Botoșani. Magnum. Acum o victorie cu Minaur. Sunt așa niște rezultate care arată ca o diagramă a unui cardiac. Poate fi Constanța, să zicem, și aici nu mă refer la echipa de handbal de la Constanța. Poate fi Constanța un lucru la care trebuie lucrat mai mult la HC Buzău? Cu siguranță da, cu siguranță da. Mă repet și asta este convingerea mea, că dacă suntem cu tot lotul valid, ne putem lua la trântă cu, în ghilimele, cu toată lumea. Hai să spunem, poate Dinamo, Turda sunt un pic echipe care sunt peste ca și valoare, ca și experiență de joc, dar sunt convins că nici cu ele nu vor avea meciuri ușoare. Acum, sigur că nu este foarte greu, de domnul, să câștigăm toate meciurile de aici încolo, ar fi fantastic, am ieșit campioni, dar este foarte important să avem o constanță, exact ce spuneai, să avem o constanță în joc bun. Acum că se va întâmpla, poate să și pierdem la un gol sau la două, dar important este să fim în meci și să ne batem, pentru că așa creștem și așa reușim să aducem plus valoare echipei cu evoluții bune în fiecare joc. Apropo, nu cu fluctuații. Apropo de Dinamo, ți-mi cu vreo 2 ani, tot așa, într-o pauză de iarnă, am jucat un meci cu Dinamo aici la sala sporturilor și a fost egal. Și mă gândeam atunci, mă gândeam că poate cei de la Dinamo n-au tras suficient de ei. Dar în palmaresul echipei există un egal cu Dinamo, ceea ce nu e posibil. Sigur că da, e un meci de pregătire întotdeauna. În anul ăla Dinamo juca cu Sporting. Da, exact, campionatul trecut. Da. Apropo de Constanță și de psihicul fiecărui jucător, ce le spuneți jucătorilor după un meci pierdut? Pentru că bănuiesc că se implică toată lumea din staff, nu numai Pero. Cu siguranță. Ideea de la care am plecat noi ca și linie, ca și conducerea clubului, și este foarte clar că de-aia și Pero este aici, pentru că este un tip care are spirit de învingător și pentru el fiecare meci trebuie câștigat, de aceea este lângă noi, nu întâmplător.
Am plecat de la ideea că noi ne batem să câștigăm fiecare meci. Acum, sigur că ăsta este sportul, nu întotdeauna și reușești, nu întotdeauna poți să câștigi, nu s-a inventat încă echipa care a câștigat toate meciurile. Dar zic eu că ideea fundamentală și principiul de bază de la care trebuie să plecăm noi ca și linia de a conducerii și jucătorii trebuie să urmeze este acela că trebuie să te bați și să faci absolut tot pe teren ca să câștigi. Dacă se poate, bine, dacă nu, trebuie să fii fair play, să ridici mâna și să spui adversarul a fost mai adversarul astăzi a fost mai bun decât mine. Dar tu știi că ai făcut tot ce a depins de tine. Și ăsta este un barometru. Dacă am fi jucat cu spectatori, au fost meciuri pe care le-am pierdut acasă acum un an, la care lumea s-a ridicat în picioare și ne-a aplaudat chiar dacă am pierdut. Și ăsta este cel mai bun barometru. În momentul în care pierzi și spectatorii te aplaudă, ești cu fruntea sus după teren. Asta trebuie, să nu-ți fie rușine și să nu-ți reproșezi că n-ai făcut tot ce a depins de tine ca să câștigi meciul ăla. Jucătorii care au venit în iarnă, în afară de Ionuț Broască, care e tânăr, aduc un plus așa de experiență care poate să conteze în meciurile astea cu miză, în meciurile de care pe care? Sigur că da, și s-a cunoscut foarte mult venirea lui Vujadinovic, care este un jucător cu experiență. În momentul în care a intrat pe teren, pentru că Bejenariu în extremă stângă a ratat una sau două situații, a intrat și a înscris de trei ori la rând. Zic eu că a contat foarte mult și treaba asta, a contat foarte mult experiența lui Leo Renault pe final, în care a înscris două goluri, unul foarte important pe un pasiv în care s-a înălțat de la 9 metri și a înscris peste blocajul advers, cu toate că nu este refăcut, el la primul meci, a mai jucat un meci amical la CSM București, a intrat, a fost primul meci după 3 luni de accidentare. El este undeva la 75-80% din posibil. A fost suspect de ruptură de ligamente. Dar făcând, și s-a făcut fără operație. Da, a fost doar subțiat, ligamentul nu rupt, dar după investigații, după remeneuri, s-a ajuns la concluzia că nu este rupt și că în continuare trebuie să joace. Dar faptul că a stat de 3 luni și încă este cu frică, că s-a văzut prima repriză, a intrat cu frică, dar pe final experiența și valoarea lui au contat mult. Da, cea mai, și așa am o senzație de piele de găină, cea mai nenorocită. Una dintre cele mai nenorocite afecțiuni pe care le poate avea un sportiv, ruptură de ligamente încrucișate, o afecțiune care poate să scurme cariera până la urmă. Sigur, sunt jucători care nu-și mai revin niciodată. Dumitrana parcă a fost operat nu, de la voi. Stroie Petru. Anul trecut tot la fel și a stat câteva luni. Un an de zile. Un an și încă nu e revenit. Ieșim oarecum din sfera handbalului, Marco Van Basten, celebru vârf de la AC Milan, și a încheiat cariera la 28 de ani după o operație dintre asta nereușit. Nici nu vreau să mă gândesc la ce trece un sportiv ca să se recupereze după o astfel de accidentare. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în partea a doua, vorbim și despre programul HC Buzău în următoarele luni și despre ce se va întâmpla de la anul atunci când echipa buzoiană va trebui să-și facă echipă secundă.